fost un eveniment extrem de important pentru noi. A găzduit mai multe activități, de la creații artistice metalice, designer vestimentar, încondeiere de ouă și tabără de pictură artă plastică. În urma acestei tabere rămân o grămadă de lucrări minunate în patrimoniul orașului, lucrări pe care le vom expune cu drag atât în centrele de informare pentru a fi admirate de turiști și sperăm ca și la anul să continuăm cu evenimente similare, să încurajăm arta și cultura, pentru că este nevoie și de astfel de evenimente. Într-adevăr, anul acesta a fost un pic mai dificil, având în vedere pandemia, însă la anul sperăm să organizăm aceste evenimente într-un cadru mult mai larg, pe una din falezele, fie din Eforie Sud sau Eforie Nord, ori în ambele localități, ca să se poată bucura toți turiștii și locuitorii orașului de aceste opere minunate. Asociația Localităților Istorice și de Artă din România, organizația pe care o reprezint, are o experiență deja foarte bogată în colaborarea cu administrațiile publice care compun organizația. S-a ajuns în minutul acesta să avem peste 64 de administrații județene și locale. A fost mai greu la început, acum suntem membri și ai Uniunii Europene și suntem membri și ai Uniunii Internaționale a localităților și zonelor istorice și de artă. Suntem băgați în seamă, unul dintre congresele Asociației Europene a avut loc în România. Dintr-o frumoasă zonă, Bucovina, Comuna Muzeu Ciocănești, este declarată Comună Muzeu în aer liber datorită faptului că peste 600 de case sunt încondeate, cum s-ar spune, au modelul la streașina caselor, un model național, și ouăle pe care noi le scriem, modelul de pe ou e același model de pe case, costumul popular și ouăle încondeate. Este o tradiție pe care noi o păstrăm de peste 100 de ani, am moștenit-o, am păstrat-o și am transmis-o mai departe și generației următoare. Ați văzut că avem și copii printre noi. Aici am avut un real succes, au vrut foarte mulți copii să încerce să încondeze ouă, am avut un atelier de lucru și chiar și adulții. La început li s-a părut, practic, nu a fost destul de simplu, teoretic e mai simplu, dar au reușit să încondeze și ei. Dintre sutele de subiecte pe care arta plastică le abordează, marea este un subiect. Dacă ne uităm că ea schimbă fața de câteva ori pe zi și dacă ne uităm că e într-o relație frumoasă cu cerul, ne dăm seama că e un subiect preferat de foarte mulți artiști de-a lungul timpului. Este o vraje, că de-aia marea vrăjește și uitați-vă că în timp mulți oameni vin la mare. N-au această șansă decât cei care s-au născut aproape de mare, dar foarte mulți vin pentru energia ei, pentru culoarea ei, pentru frumusețea ei și, bineînțeles, pictorii văd mult mai mult decât un om care vine doar să se bucure de apa mării, de soare și de plajă. Ei văd mult mai mult. Eu sunt practician și nu teoretician și mergând cu șevaletul foarte aproape de casele oamenilor, mi-a plăcut o familie de turci, am făcut o casă roz și atât de frumos au vorbit de casa respectivă și mi-au dat și numele. Mă numesc cu tare, asta e casa mea și vă rog să specificați acolo. E impresionant când oamenii relaționează așa. Copiii au venit cu hârtii și au început să deseneze cu noi. E frumos. Ce ați realizat în această tabără? O serie de 5 lucrări inspirate din amprenta locului.
din frumusețea pe care o aveți aici la mare și trebuie să vă spun că limbajul ăsta pe care noi îl folosim este universal și poate fi perceput și în timp. Peste 100, 200, 300 de oameni e un semn lăsat de noi și sigur cu ajutorul celor care au organizat această tabără, un semn pe care poate să-l citească oricine în timp. Pasiunea pentru arta în metal e cultivată în timp. Eu am început cu restaurarea de motociclete, după aceea restaurarea obiecte de artă și de cult și lucrând pe toate acele obiecte frumoase am zis, băi, dar eu nu pot și din resturile care mi-au rămas la lucrările făcute de-a lungul timpului am început să construiesc ușor, ușor propria mea artă. Și după aia, eu citind foarte mult, am încercat să pun sentimentele pe care le-am câștigat în urmă la fiecare carte în câte o lucrare. De aceea expoziția de aici se numește Emoții metalice. Fiecare lucrare în parte este o stare. Cum a primit publicul, turiștii și localnicii capodoperele acestea? Le-au admirat, le-au plăcut și când au aflat că eu le-am lucrat cap-coadă, au fost toți uimiți, că nu se poate și le-am arătat mâinile, zic, uitați, se poate, sunt făcute de mine. Cenacul Ide Negurici al Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung a pregătit 8 pictori cu care a venit în această tabără, în această tabără internațională și mulțumim pe această cale primăriei și Consiliul Local din Eforie. Iată prima ediție. Noi, Casa de Cultură, avem o strânsă legătură cu Casa de Cultură de aici prin domnul director Liviu Sărăcilă și venim de câțiva ani buni unde organizăm activități culturale și chiar și tabere de pictură. De data aceasta, nu numai pictură, ci cu ceea ce eram noi obișnuiți, au fost fel și fel de segmente ale artei, unde au fost prezentate diferite talente și îndelnicire ale artiștilor din multe zone ale țării. Au fost foarte bine aleși și selectați pentru că lucrările au avut o bună valoare. Vreau să mulțumesc și Asociației Alziar cu care noi colaborăm, iată, din 2009. Prin această asociație vine cu asimilare a primărilor și consiliilor județene, zone istorice din țară și prin care se descoperă talentele.